11 din 11 pentru Baia de Arieș. Am înțeles că ești unul dintre cei care au pus umărul la pornirea acestui proiect. Spune-ne cum a fost. Bună ziua, în primul rând vreau să vă salut, să vă urez un an nou fericit. Ce să vă spun? Multe nu aș avea să vă spun despre acest fenomen, până la urmă e un fenomen. În mare parte vreau să vă mulțumesc și că ne-am reunit la Cupa Crăciunului, datorită Cupei suntem acum aici toată familia Băii. Păi ce aș putea să spun? M-a contactat Marius Dup, antrenorul nostru, și de aici a pornit cam toată echipa, să vă spun așa, ținând cont că noi suntem de la Turda, un grupuleț, așa. Am fost foarte bine primiți aici la echipă, toți cei din Turda, inclusiv Flori, care toată lumea știe pe Flori, are atâtea meciuri în prima ligă. Și na, cam ce aș putea să vă mai spun despre echipă. Mulțumit de parcursul din tur? Sincer, foarte mulțumit. Nu mă așteptam. Am și cele mai puține goluri primite din serie. Avem cel mai bun atac. Cam la toate capitolele conducem, sincer. Întreb acum și pe Adi Țibaică, reprezentativ fotbalist al Băii de Arieș. Cum a fost pentru tine reînceperea fotbalului la nivel de seniori? În primul rând vreau să vă spun bună ziua. Păi, ce să vă zic? A fost o mare bucurie când am auzit că la Baia de Arieș se vrea din nou echipă de fotbal. Hagi, care este sufletul echipei și a fost tot timpul, când m-a contactat și mi-a zis despre proiect și despre ce vrea să facă, a fost o mare bucurie să fiu alături de el, să-l ajut. Am format un grup extraordinar, unit, bun, cu jucătorii. În special aici vreau să mă refer la Florin, care are sute de meciuri în Liga 1 și este un om extraordinar și un caracter. Băieții de la Turda, iar care ne-au ajutat foarte mult, băieții locali. Deci suntem o echipă unită și extraordinară. Ce aștept, Radu Lițean, de la 2017? Ce aștept de la 2017? Bună întrebare. În primul rând vrem să promovăm, asta e obiectivul nostru. Și dacă Dumnezeu e bun, un an fără accidentări și să putem să ne batem la primele locuri în Liga 4. Anticipai ca aceeași întrebare? În primul rând, multă sănătate. Cu siguranță suntem convinși că o să promovăm. Suntem foarte uniți și foarte, foarte strânși legați între noi. Așteptăm toamna anului 2017 în Liga 4 și de acolo, Dacă Dumnezeu ne va ajuta, o să urcăm și mai sus și tot o să fie bine. Liga 3 este un obiectiv realizabil pentru voi? Ținând cont de sponsorul nostru, ar fi realizabil, dar trebuie să fim conștienți de multe chestii la Liga 3. Aveți mulți factori. Adi? Cu siguranță este un obiectiv pe care îl putem realiza. Dacă o să fim, și sunt convins că o să fim la fel de uniți și cu mai multă muncă, sunt fer convins că o să ne putem îndeplini obiectivul. Înainte de anul nou, urare pentru cei care sunt alături de echipă, pentru cine vrei tu? Aș vrea să le mulțumesc în primul rând lui Alin Baic, lui Marius, lui Hagi și tuturor băieților și localnicilor din Baia de Arieș și primăriei, nu în ultimul rând. La fel și eu aș vrea să le urez multă sănătate, anul fericit tuturor care fac parte din familia Arieșu, tot binele din lume și la finalul returului să ne bucurăm al toți împreună pentru promovare și apoi în continuare să ne bucurăm în Liga 4 și după aia în Liga 3. Vă mulțumesc și la mulți ani și din partea noastră. Vă mulțumim.